Politicieni, oameni de afaceri, lideri de sindicat și reprezentanții ai administrației s-au întâlnit joi în sala mare a prefecturii pentru a analiza strategia județului. Vorbitorii au lăudat documentul, dar s-au declarat îngrijorați de diagnostic. Județul Bacău este un paradox. Are 2-3 vârfuri ca Aerostar și Agricola Internațional, dar este rămas în urmă ca dezvoltare. Aproape 100 de persoane au participat joi la dezbaterea publică cu privire la strategia județului aflată în fază de proiect. Parlamentari, consilieri județeni, directori de deconcentrate, reprezentanții ai patronatelor și sindicatelor au răspuns invitației Consiliului Județean de a discuta pe marginea documentului și de a contribui la îmbunătățirea lui. Nu suntem astăzi la un moment festiv, nu tăiem panglica acestei strategii, ci pur și simplu suntem la o etapă importantă, finalizarea acestui document, dar nu o finalizare definitivă, pentru că acest document va putea fi upgradat, va putea fi îmbunătățit, începând chiar cu ziua de astăzi, astfel încât anul 2011 sau 2012 să ne prindă cât mai pregătiți pentru accesarea fondurilor europene pe intervalul 2013-2021. Strategia județului este un proiect finanțat de Uniunea Europeană. Președintele Consiliului Județean a explicat de ce este necesar un astfel de document și ce se va întâmpla după finalizarea lui. Dacă exista o asemenea strategie undeva în anul 98-99, 2000-2001, când doriți, poate astăzi n-am mai fi vorbit de un hit park finanțat din fonduri europene, ci am fi vorbit de un aeroport finanțat din fonduri europene, ca să dau două exemple extrem de apropiate nouă. Strategia județului Bacău are două părți. Prima, numită monografie, reprezintă situația județului pe baza unor indicatori statistici. A doua parte este strategia propriu-zisă, cu obiective și soluții. Reprezentantul firmei care a realizat documentul a fost rugat să-l descrie, în ideea că nu toți invitații l-au citit. De la ce am plecat? În primul rând am plecat de la suprapunerea a câtorva imagini care sunt esențiale. O imagine care ține de ceea ce poate cel mai vizibil, și anume lucrurile legate de eficiență economică, dacă zicem așa, general. Deci lucrurile care, să spunem, produc resurse, poate financiare, cele mai importante dintre ele, și care ne-ar permite dezvoltarea în continuare. Asta e o imagine și care are o perspectivă mai degrabă economică. O a doua perspectivă, care este mai degrabă socială, și aici o să vedeți valențele care o să încerc să le sugerez imediat în continuare, atâta timp cât tu nu ai un nivel de trai rezonabil, acceptabil, ai niște constrângeri majore de a te dezvolta. Și aici e un fel de ou sau găină. Dacă ești rămas în urmă din punct de vedere al nivelului de trai, nici propensitatea oamenilor de a se preocupa cum să investească, să-și asume riscuri sau lucruri de genul ăsta este redusă. Dumitru Bontaș, rectorul Universității George Bacovia, a fost cel care a spart gheața vorbind în termeni elogioși despre strategie și cu amărăciune despre faptul că politicienilor băcăuani le lipsește înțelepciunea de a colabora spre binele județului. Stăm astăzi și așteptăm avize de o jumătate de an ca să obțin avizele astea. De ce? Din orgolii idiote, prostești, ca să înceapă să deruleze proiectul aeroport. Dumitru Bontaș a lansat un apel la solidaritate și seriozitate în slujba comunității. Invitații au fost de acord că strategia în sine nu rezolvă problemele, pentru ca municipiul Bacău să nu mai fie tratat ca un târg, iar județul Bacău să nu mai fie privit ca o zonă de tranzit. Este necesar ca politicienii să acționeze împreună și acasă, dar și atunci când ajung în capitală.